Sunt două lucruri care contează în antreprenoriat. O să vorbesc despre alte lucruri pentru că au fost suficient de mulți colegi care au vorbit despre lucruri tehnice. Cu toate astea, sunt mii de magazine în România care accesează aceeași informație, folosesc aceleași aplicații, aceleași tool-uri pe aceeași piață și obțin rezultate zero. De ce se întâmplă treaba asta? Și ați văzut că sunt super prezentări, sunt super aplicații. Deja apare acel buton magic pe care îl accesăm și se întâmplă tot așa, ca printr-o minune. Care este minunea? De ce unele companii cresc și unele se duc direct în jos? Pentru că ne lipsește o planificare, ne lipsește o strategie, ne lipsește un mindset de a face lucrurile ok. Noi ne credem în sinea noastră foarte mare antreprenori și discutăm despre treaba asta. Dar realitatea este total în altă parte. Și exact despre asta o să discutăm și tehnologia uneori ne ajută. Hai să vă spun ceva. Câte lumea are mulți prieteni. Nu pe Facebook, nu pe rețele sociale. Acolo e bullshit. Știți și voi. Ok? Prieten? Eu ridic mâna în sus așa cu voi. Nu ca mulți prieteni. Și vă spun de ce. Am învățat ceva. În acte ci că sunt antreprenor de 18 ani. Anul acesta facem majoratul cu Silvia. Și am învățat că cu neamule și cu prietene nu faci bani. Ai nevoie de partener și ai nevoie de cel mai bun partener pentru a face cele mai mișto lucruri de pe pământ. Ce crezi că te ajută într-adevăr să-ți crești afacerea? Deci spuneam că ne ajută oamenii să creștem afacerea, sunt cei mai importanți. De acord. Dar mai există ceva aici. Pentru că, știi cum e la antreprenoriat, vorbim despre oameni, despre echipe, dar de cele mai multe ori, mai ales la început, să mă corectați dacă e altceva, eu centrez, eu dau cu capul. Și vă spun eu că am mai multă experiență. Uitați-vă la părul meu. Am dat cu capul până s-a terminat, cu părul. Ideea este că misiunea este cea mai importantă. Ce vrem noi să facem? Și misiunea este legată de viziune, care viziunea este o promisiune pentru noi, pentru viitor. Unde vrem să fim și cum vrem să fim în direcția asta. Când înțelegem aceste lucruri, care par așa bullshit-uri corporatiste, vă asigur eu că nu este așa. Când înțelegem aceste lucruri, reușim să punem mult mai bine la punct toate lucrurile, toate tool-urile pe care le-au prezentat colegii mei în sesiunile de astăzi. Face mai mult sens absolut fiecare click, fiecare analiză, fiecare aplicație, fiecare rată pe care o plătesc clienții prin TBI, de exemplu. Și înțelegem mult mai bine cum să funcționeze lucrurile pentru noi. Pentru că ajungem să facem planificare. Ne place partea asta de strategie, că sună bine, sună foarte pompos. Și discutam cu un partener să-mi adaugă un zero la discuție, când discutăm despre strategie, dar planificarea lasă de dorit. Spuneam că avem aceleași acces la tool-uri, dar modul în care gândești și mai ales cum acționezi pe baza informațiilor pe care le descoperi, face total diferența. Practic, fiecare dintre noi ne gândim la o mulțime de lucruri, dar mintea noastră este cel mai important tool pe care îl deține. Și avem o mulțime de informații accesibile. O mulțime de ghiduri, o mulțime de strategii, o mulțime de experți care ne pot învăța lucrurile pe care ei le-au descoperit că funcționează ok. A funcționat ok la un moment dat. Pentru că ce se întâmplă? Suntem într-o lume atât de dinamică, cu atât de multe lucruri în schimbare și toată performanța asta se datorează modului în care noi acționăm pe baza acestor informații. Și există, o să descoperiți o mulțime de lucruri. Poți să înveți anumite lucruri care crezi că te pot ajuta. Și datorită unor informații pe care le-am descoperit, suntem unde suntem azi. Dacă le înveți, vă spun eu că nu vă ajută. La evenimente mergi să descoperi lucruri noi, mergi să faci networking, să descoperi ce au făcut alții în anumite situații. Este un prim pas. Este foarte important să vezi care este transformarea pe care tu poți să o faci pentru tine, folosind tehnologia și informațiile descoperite, pentru a face pasul la nivelul următor. Altfel, suntem degeaba. Și nu merită, adică când ai făcut un efort financiar și de timp, pentru că timpul este mai important decât banii, hai să tratăm mai serios aceste informații și să le punem cap la cap. 5 pași. De regulă luăm lucrurile la cel mai serios mod, dar uneori este ok să ne mai și distrăm. De ce spun treaba asta? Pentru că cu toții știm despre provocările pe care le avem atunci când vrem să aducem oameni în echipă, când suntem antreprenori și trebuie să fim șefi. Și avem un angajat care nu e prea bun. El nu e prea bun. Nu, trebuie să fie o companie cool, să atragi cele mai mișto talente, să faci parteneriate. Și să
tratăm totul oarecum ca pe un joc cât se poate de serios. Unde fiecare joc are regulile lui. Cam știm noi cum este treaba cu regulile astea. Dar pasul următor, după ce am descoperit că în unele industrii, în unele business-uri, regulile astea funcționează, este să detaliem acest plan. Să vedem cum ajungem și noi acolo. Pe urmă, să validăm, să-l facem funcțional planul respectiv. Pe urmă, să găsim un echilibru și să reușim să comunicăm cât se poate de ok cu membrii unui trib. Toți avem un trib, care este format din mai multe entități. Sunt colegii noștri, oamenii care ne ajută, oamenii sunt cei mai importanți dintr-un business. Atât oamenii dintr-o echipă, cât și clienții, care sunt tot oameni la rândul lor. Dar pe urmă sunt partenerii, sunt furnizorii de servicii sau de produse. Este practic vorba de un ecosistem. Și noi la Gomag am reușit să creăm un adevărat ecosistem în jurul platformei pe care o facem. Vedem ce se întâmplă cu definirea viziunii. Cum facem să definim viziunea asta și drumul în antreprenoriat? Am spus că este important să cunoaștem lucrurile tehnice. Nu cu toții putem să le aplicăm, să le implementăm. Pentru că dacă ești bun la toate, nu ești bun la nimic. Trebuie să înțelegi despre ce este vorba, când este vorba și ce întrebări să pui și cine te poate ajuta în direcția asta. Avem o misiune, avem un etos, avem o viziune, avem un scop, identitate și valori. Am putea sta pe acest slide o zi întreagă, dar nu acesta este subiectul. Este să fim mai conștienți, să vedem cum facem o paralelă între aceste informații și alte lucruri pe care le-am putea implementa pe baza ceea ce au spus antevorbitorii mei. Cred că așa funcționează cel mai ok lucrurile. Și am observat că funcționează asta pentru mine. Întotdeauna o să vorbesc și am vorbit ce funcționează pentru mine sau ce au funcționat lucruri pe care le-am făcut pentru clienții noștri. Planul de acțiune, pentru că informațiile sunt ok, dar dacă nu le planificăm și dacă nu acționăm pe baza acestor informații, vorba cărții este no bullshit. Ce înseamnă practic acțiunea asta? Să ne stabilim niște obiective, care o să vedem la slide-ul următor, că acestea trebuie să fie smart și încă ceva. Care sunt obiectivele? De ce facem ceea ce facem? Și acum să ne amintim la cele mai mișto prezentări pe care le-ați văzut astăzi. Fiecare avem un propriu filtru prin care percepem o informație și o putem pune în aplicare. Pe urmă avem nevoie de niște acțiuni. Ce acțiuni definim să facem? Cine ne ajută? Cum ne ajută? Care sunt sarcinile care ne duce acolo? Și vine și partea asta de strategie. Dacă nu gândim strategic, este păcat. Pentru că ce se întâmplă? De foarte multe ori, suntem atrași noi de partea asta de tactică, lucrurile astea sclipicioase, tehnice, pe care le înțelegem mai bine sau mai puțin bine, sau putem să le aruncăm în vina al cuiva. Din cauza ăluia nu au funcționat lucrurile. Dar când lucrurile funcționează ok, cine e câștigătorul? Eu. Eu am făcut-o. Deci rezultatul unor acțiuni date de mai multe entități. Și pe urmă, o situație mai rar întâlnită este evaluarea acțiunilor. Evaluare care ar fi ok să se întâmple constant, lunar. Și acum înțelegem mai bine acele corporații care stau ele toată ziua în ședințe. Nu încurajez să stăm toată ziua în ședințe. Dar periodic să ne uităm acolo unde am început niște acțiuni, facem niște pași, să facem evaluare. Păi merge, este ok sau nu este ok? Mai depinde de buget și de numărul de oameni din echipă și proiectele pe care le avem. Putem face săptămânal sau lunar. Lunar ar trebui să facem această evaluare. Și când mă refer la această evaluare, nu mă refer doar la acțiunile văzute de traficul din Google Analytics. Pentru că acolo, slavă Domnului, ne mai uităm. Și vedem, noi uităm la trafic, noi uităm la conversie, bine, nu e bine, s-a mai schimbat algoritmul, mai dăm noi vina pe cineva. Dar lucrurile stau foarte mult în controlul nostru. Evaluarea. Și aici putem discuta cu absolut tot lanțul de parteneri pe care noi avem în business nostru. Și să înțelegem noi mai bine de ce se face așa ceva. Și uneori este ok să pui întrebări la evenimente. De cele mai multe ori. Și să întrebi și oamenii de lângă tine. Mergem să ascultăm noi speakeria, că ea știu că are experiență. Da, a făcut mai multe lucruri în mai multe domenii. Dar probabil o informație este mult mai de ajutor dacă ți-o spune cineva din industria ta sau cineva care a trecut prin aceleași dureri. Pentru că atunci când creștem, este greu. Creșterea nu este ușoară. Ce se întâmplă după e altceva. Motivația pornește de la obiectiv. La un moment dat am făcut un sondaj la noi în comunitate. Ce motivează pe fiecare să facă lucrurile pe care le face? Au fost multe răspunsuri, zeci de răspunsuri, dar de cele mai multe ori, sincer, sărăcia. Oamenii, noi nu mai vrem să fim săraci. Vrem să facem, să ajungem
la o stare, acum nu o să discutăm despre venitul pasiv și bogăție și milioane și așa mai departe, dar vrem să ajungem la nivelul următor pentru viața noastră. Și majoritatea probabil suntem în acea etapă în care putem să facem treaba asta și probabil am avut un trecut mai diferit față de cei cu mai o stare materială mai bună. Să zicem că eu sunt în direcția aia, în care n-am avut cea mai bună stare materială. Și la motivație aici putem să fim iar foarte specifici, spuneam că vorbim de obiectivele SMART. Până la T, încadrat în timp, o înțelegem. Dar să nu uităm de partea de etică. Pentru că internetul ăsta este cu bune și cu restul. Ne dă posibilitatea să facem o mulțime de acțiuni. Poți să faci foarte mulți bani, să faci acel boom. Să ai un spike de venit, dar probabil nu ești cel mai etic. Să fii acceptabil cultural. Să fii plăcut atât în societate cât și în comunitatea ta. Foarte mult ține de bun simț. Lucru care uneori dispare. Și vorbeam în pauză cu cineva, la un moment dat în viața antreprenorilor, când uită să se mai duce, uită lucrurile pe care le-au făcut și lucrurile care au ajutat și începe să crească contul din bancă, ce credeți că mai crește? Ego-ul! Nu știu ce se întâmplă treaba asta. Și nu ne referim la cei care fac milioane pe lună. Probabil, trebuie să-mi confirmați, dacă am trecut de la stadiul ăsta de sărăcie, nu mai sunt sărac și acum îmi permit să mă duc în vacanță și îmi permit să-mi plătesc rata de mașină, deja știu cum funcționează lucrurile. Deja nu mai avem nevoie de tine, deja nu mai avem nevoie să mergem la evenimente, pentru că noi le știm pe toate. Și vorbim foarte mult despre scalare, sau ne dorim partea asta de scalare, unde viziunea începe să devină realitate. Unde am făcut atât de multe lucruri și am dat cu capul, am schimbat șamponul, până vedem că ceva funcționează. Și niciodată, aproape niciodată, nu o să funcționeze la mine ce funcționează la tine, ce funcționează la fiecare. Întotdeauna este ok să triem informația, să vedem cum au adaptat-o, ce pentru care au adus rezultate și cum se pretează la noi. Pentru că dacă ne gândim la primele slide-uri, fiecare gândim și acționăm diferit. Putem să luăm informația motamo, dar vedem cum o aplicăm la noi. Chiar dacă vindem aceleași tipuri de produse, ca și Ange pe alte magazine, la noi o să vină alți clienți. Sunt acei clienți care au vrut să cumpere de la noi. N-au vrut să cumpere din altă parte. Au vrut să cumpere dintr-un anumit canal, n-au vrut să cumpere din altă parte. Și ar fi interesant și recomandat să înțelegem de ce se întâmplă treaba asta. Și da, am putea să fim fericiți cu treaba asta și să vedem cum putem să replicăm. Să trecem de la validare, pentru că ai validat când reușești să multiplici un lucru, o acțiune de mai multe ori, să vină cu rezultatele acelea sau mai bune, putem merge în zona asta de scalare, unde știm că veniturile nu mai sunt direct proporționale cu cheltuielile. În procesul de creștere, veniturile sunt direct proporționale cu costurile de creștere. La scalare lucrurile stau diferit. Și aici discutăm despre partea asta administrativă, lucruri operaționale, partea de management și strategie. Și acum să discutăm despre comunicarea cu tribul și de bun simț. Care este tribul tău? Clienții, care sunt ar trebui să fie cei mai buni parteneri, angajații, oamenii din echipă, furnizorii de produse, furnizorii de servicii, afiliați, influenceri, ambasadorii de brand, investitorii, trebuie să ținem legătura. Dacă merge, da, hai suntem. Mulțumesc tuturor, sunt Cosmin Derban Dragomag și... Mă băieți!